Ce avem pentru azi? O zi cu neprevăzut. Leu, o să vă recăpătați confortul sufletesc și o să puteți continua relația care se răcise, vă înstrăinase răți, dar n-a putut reveni la acea dragoste care v-a adus împreună, trebuie făcut ceva. Fecioara, e multă muncă la serviciu, poate sunt și pe acasă niște treburi de făcut și o să dați zor să vă achitați de toate ca să vă rămână un pic de timp și pentru voi. Balanța, se anunță niște bani și o să aveți pentru micile plăceri de timp liber, că se încheie vacanța și o să vă duceți non-stop la muncă. Scorpion, o veste bună, pot fi și bani, o revenire a cuiva care vrea să fiți împreună, că a realizat că sunteți o comoară și o să aveți un trai bun în doi. Săgetător, vă așteaptă cineva prin lume pe undeva și o să faceți rost de bani, să dați o fugă și poate mai aveți și câteva zile de concediu ca să vă tihnească. Capricorn, o să vă chivernisiți banii, să vă ajungă pentru ce v-ați propus, o ieșire cu familia, poate vă duceți într-o stațiune turistică să vă relaxați și vă trebuie bani. Vărsător, o să vă bucurați de un semn de viață de la cineva care visează la o relație cu voi și se pare că și voi răspundeți cu aceeași monedă că există atracție. Pești, se reia o propunere de colaborare și dacă vă rămâne timp liber o să acceptați, dar cel mai bine o să se vadă cum stați cu timpul după concediu. Berbec, o să fie o perioadă mai agitată la serviciu și va trebui să refaceți niște lucruri că n-au fost bine realizate, ori n-ați apucat să le faceți deloc și trebuie. Taur, poate va trebui să luați o decizie referitoare la partenerul de cuplu și lucrurile vor intra în normal, scăpați de incertitudini, o să vă liniștiți. Gemeni, o să încercați o reacomodare așa cu grupul cu care ați putea pleca în excursie sau poate aveți activitate împreună, practicați un sport și e nevoie de coeziune. Rac, or să vină banii pe care îi așteptați, poate și pentru că ați urgentat niște demersuri, ați insistat cu un telefon, e-mail, ați intrat într-o audiență, o zi cu neprevăzut.